Salutare și bine v-am găsit la un nou vlog. Suntem cu Vlad German. Îți mulțumesc că m-ai invitat. Am vrut să fac și o salută. Fraților! Ia zi, ce facem, Cristi, azi? Ce să facem? Îi dăm drumul la o trosneală, la o terapie. Okay. La o ia să-ți luăm piciorul puțin de aici. Dacă lăsăm mai jos. Cred că am apăsat eu pe ceva. Am bipuit. Astea sunt... E masa lui Elon Musk asta. Am înțeles. Eu știu așa, un pic, un preview puțin, am primit. Da. Deci știu ce poate să fac. Că am făcut un clip de la short. Mic. Cum ești? Foarte bine. Ai început filmările, ai început toate alea. Am terminat, sunt în pauză, da? Tocmai de-aia trebuie să mă relaxez un pic. Am terminat și cu filmările momentan, urmează ultimul sezon din serial și acum vreau să fiu un pic trosnit așa. Să îndreptăm tot, da? Îți dai seama. Ce să mă, hai să dăm drum puțin de treabă. Ia să vedem ce avem aici. Ce bine. Aia zic. Mhm. Acum de când și cu însurătoarea s-a mai adunat și puțină tensiune. Tensiunea bună asta, bun. Tensiunea bună. Aia zic. Că și adică tensiunea, dacă recomand. N-am avea tensiune, am fi morți. Corect, recomand tensiunea aia asta. Aia zic, dar... deci o tensiune bună. Trebuie să mai detensionăm un pic, știi? Mai echilibrăm, facem homeostază acum, facem revizia. Ia uite câtă tensiune aici. Cum e, domnul Vlad, să fii insulat? Mai dă-ne și nouă așa cât un sfat pentru ăștia care încă nu suntem. Nu recomand. Glumez, doamne. Aoleu, vezi că dacă vede Oana. Să-i dăm bloc, să nu vadă. Ne bagă, ne dă cartonaș roșu. Iau telefonul și dăm acolo. Nu, e foarte... La fel, de fapt, nu e cu nimic diferit. Dar am chestia asta pe deget. În rest e la fel. Da. E foarte, foarte tare, foarte tare. E semnalul că nu e loc. Așa, ia împinge puțin aici. Împinge tare, 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 tare. Împing cât pot. Relaxează, relaxează puțin. Oh, wow. Încă o dată. Perfect, și relaxăm. Deci unul dintre cei mai importanți mușchi este loja gluteală de mușchi. Exact, unde arată acum Vlad. Foarte important, oameni dragi, dacă aveți dureri de spate, deseori, de exemplu, noi când lucrăm spectrul ăsta patologic al spatelui, el se chinuie sărac acolo, dar... Aia zic, mai e decât să povestești când mă tii așa. Deci, în spectrul patologic al spatelui, de cele mai multe ori noi ca și specialiști ne uităm mai mult pe partea de glutei, pe partea de bazin și așa mai departe. Sunt mușchi mult mai puternici și ăștia de cele mai multe ori dau dureri de spate. Long short story. Dacă doare spatele, întinzi gluteii și durerea de spate scade cu 50% cel puțin. Uh-huh. Atât de important. Respiră. Încerc. Uh-huh. Foarte important mobilizările astea pe centura bazinului să se mai fac. Atras chiulul. Să se mai fac. Atras chiulul și acum trebuie să-l facem balerină, iar pe Vlad. Cum e? Bine? Bine. Eu așa zic. Hai să vedem și pe partea asta. Ia împinge aici. Mamă, aici e mai blocat. Împingem aici. Împinge tare și relaxă. Împinge-mi aia și relaxăm puternic. Trebuie să-ți introducem în programul de recuperare și protocol de stretching pe perioadul anterior și pe tensorul fascialat. N-am înțeles nimic ce ai zis, dar te cred pe cuvânt. Mergi pe mâna noastră. Împinge aici. Inspirăm tare și expirăm ușor. Un alt mușchi foarte important. În special pentru domnișoare, da? Care vor să aibă glutei, proeminent, da? Întindeți mușchiul ăsta, pentru că mușchiul ischiogambierii, practic trag de fund în spate. Așa că dacă vrei să poți să tragi bazinul în anteversie, adică în poziția asta, practic va trebui musculatura asta să fie relaxată ca să se poată să ducă bazinul în spate. Asta e un tips pentru voi, fetelor. Spor la treabă. În timp ce mă face pe mine. Da. E și din punct de vedere medical foarte important. Hai, respirăm. Inspirăm puternic. Și dăm afară. Inspirăm puternic. Și dăm afară. Foarte important. Încă o dată. Și dăm afară. Perfect. Și încă o dată împinge aici. Împinge, împinge, împinge. Și relaxăm. Și încă o dată. Și relaxăm. Super. 1, 2. Lăsăm aici. Inspirăm tare și expirăm ușor. Inspirăm tare și expirăm.
în felul ăsta, de tensional lombar, o să-s foarte plăcute, nu? Cum da, se simte? Da. Mă simt ca atunci când eram mic și mă legă la mama. De data asta și cu Manutera, prin masă o să vedeți că putem să intrăm și să reclutăm anumite unități fibrilare pe care fără masă ne-ar fi foarte greu să le facem. Respirăm. Și un alt stretching foarte, foarte bun. E din poziția asta și întindem. Inspirăm și expirăm ușor. Mamă, cum se întinde aici. Și expirăm ușor. Exact. Aici simt. Exact. Perfect. Între picioarele, las capul jos. Așa. Așa cum a stat la gât. Așa, fii atent. Acum o să facem ceva foarte interesant. Astea sunt niște exerciții pe care le făceam în UK pentru că aveam numai mastodonți de aia mari și îmi rupeau mâine dacă lucram cu ei. Mamă mia! Și în felul ăsta, uitați cât de ușor putem să facem un stretching. Bineînțeles că ne mai ajutăm și de masă. Dacă vrem să-l facem mai intens, doar lăsăm masa în jos. Vezi? Așa. Și acum vreau să activez catena posterioră și te lași în jos cu picioarele. Ok. Du-te, perfect. Și îndreaptă picioarele. Și trage vârful spre tine. Bărbia în piept. Bravo. Foarte bine. Bărbia în piept. Bravo. Și întinde acolo. Și întinde. Și în felul ăsta întindem toată zona, da? Foarte bine. Inspirăm puternic și expirăm ușor. Ține acolo. Ține. Cât poți. Bravo. Și în partea cealaltă. Și ține cât poți. Dezvoltăm și stabilizatorii shoulder-ului foarte bine. Cum se simte? Intens. Aia zic, trage-te ca lumea de ele. Aia. Mai tare. Perfect. Super. Și acum o să mă duc să dezvoltăm musculatura stabilizatorilor. Uite cât de bine lucrează și zona de cor. Dar cum simți acum? Eliberat? Fai de capul meu, bă, băiatule. Hai de capul meu cum se simte. Și cum e chestia aia când car bagajul și pe aia ți se ridică mâinile? Exact. Așa simt acum picioarele. Good comparison. Hai să vedem acum. Am întins datorită mesei. Am putut să întindem foarte bine și putem în continuare să întindem foarte bine fascia toraco-lombară. Da? Și în felul acesta, uite cât de bine putem să întindem. Mamă! Aia zic, da? Respiră și relaxează. Acolo chiar fix în jurul la vertebra T12. Aici e cea mai multă tensiune la ea. Da. Acolo. Uite fix vreme. Aici. Aveam nevoie de o revizie. Trebuia revizia asta puternică. Da. O să folosim un scraper de la Ahead Away. Practic încălzește zona și practic creează o vasodilatație pentru care și o ușoară vibrație foarte plăcută și ne ducem direct în fascia toraco-lombară. Cum se simte, Vlad? Mamă, ce bine se simte. Foarte bun ăsta. Da? Sparge țesutul miofascial din zona asta și îl întinde foarte bine. Grăbește procesul de autovindecare. Stimulează secreția de colagen și elastină din jurul fasciei. Și în felul ăsta, aspectul de trofecitate al zonei tisulare din zona aceasta se îmbunătățește foarte mult. Deci îmbunătățește aspectul de trofecitate. Adică de grăbește autovindecare. Cum se simte, Vlad? Foarte bine. Eu sunt tare curios. De câte ori pe, nu știu, săptămână sau o dată la de două ori pe săptămână. Că ai făcut pauza asta de două ori pe săptămână. E bine să vii. Și puteți deja să vedeți, prin filmare, cât de bine, cât de mare vasodilatație am putut să creăm doar în 5 minute cu această head away. Cod Cristian, bineînțeles. Creăm un spațiu mai mare intravertebral prin aceste manipulări spinale ușoare în zona aceasta. Practic facem o decompresie vertebrală foarte puternică prin toate unghiurile. Întindem aici și putem să facem și cu trigger point. Perfect. Foarte bun. Este o elongație manuală practic și ne permite să ne ducem absolut în orice unghi vrem noi. Da? Și în zona aceasta o să vedem că ne putem ajuta prin masă să ridicăm ceva mai sus și să lucrăm și masa să vină practic să se replieze pe noi absolut în orice unghi.
Cum se simte, Vlad? Simt că o să cad. Corect. Stai liniștit? Nu pățești nimic, ești doar la un metru de... Ești doar la un metru distanță de sol. Și acum o să mai facem două trigoriuri în joncțiunea sacroiliacă prin presiunea de olecran. Inspirăm puternic. Și expirăm ușor. Stimulăm regenerarea celulară direct prin această presopunctură la nivel sacro-coccigian sunt acum. Este o zonă destul de slab inervată și de fapt destul de bine inervată, dar foarte slab ca și irigație. Dar avem foarte multe tendoane, foarte multe structuri tisulare puternice și în felul acesta creăm o microcirculație sanguină mai bună pentru zona respectivă. Automat sângele vine cu nutrienți, hrănește zona și grăbește procesul de vindecare. Da? Adică mărim aspectul trofic în zonă. Inspirăm și expirăm ușor. Oh, wow! E voi și am găsit aici? Radiază? Rău! Sau rămâne acolo? Radiază un pic așa. Puțin așa. Inspirăm și expirăm ușor. Ahead away, dacă vreți să vă folosiți și acasă, cuppinguri electrice foarte bune, foarte beneficii. Vlad, facem puțin acupunctură dinamică direct în zona aceasta, de deltoid median, posterior și anterior. Mamă, cum... Vezi cum face? Oho! Oameni dragi, ăla e curentul între ghilimele care este în mușchi. Practic este un spasm neuromuscular aflat în unitatea fibrilară. Wow! Da. Mamă mia, pizzeria! Nice! Ca să vedem cât de tensionată este o zonă musculară, vedem cât de ce scor ne dă aici. 280 și unde ați văzut mai devreme pe filmare, zona aceasta cu siguranță o să fie mult mai tensionată, anume deltoidul posterior. Haideți să vedem dacă am văzut toate. Avem 300. Aici dacă apăsăm. A mai scăzut. Zona aceasta cam cu 50-30% mai mult decât zona aceasta, de unde și twitch-urile respective mai puternice. Acum, wow! Detensionăm zona. Irigăm foarte bine toată zona. Wow! Doamne, cum face! Perfect! O să se întâmple o febră musculară puternică. Doamne! Și uite dacă te uiți la el cât de rudimentar arată. Doamne! Uite, încă dansează, zic. Încă dansează, da. Vlad, și de final o să facem puțin cu acest pistol de chiropratică să relaxăm musculatura, da, și nervii spinali. Ce să mai punem? Piulițe la loc, strângem ca lumea șuruburile, prezoanele. Zici că e capsator. Exact. Îi strângem prezoanele lui Vlad. Și îl trimitem direct în forță. Wow. Perfect! Cum te simți? Aia zi! Mulțumesc! Aia zi! Îți mulțumesc mult de tot! Cu mare drag! Și ce să mai? Follow la mine, follow la Vlad. Și veniți neapărat la o trosneală, fraților! Aia zi! Neapărat! Numai bine, sănătate!